Primarii socialdemocrați au termen până vineri să anunțe organizația județeană dacă vor să mai intre în cursă pentru un nou mandat. Decizia a fost luată ieri în cadrul unei ședințe a celor din Partidul Socialdemocrat Gorj. În privința deciziei lui Dorin Hanu de a nu mai candida, Ion Călinoiu spune că se va face un sondaj la Motru pentru a vedea persoana cea mai potrivită să intre în cursa electorală. Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a precizat că vineri este termenul limită până la care primarii în funcție pot anunța partidul că doresc să mai candideze. Am făcut un prim pas în ceea ce privește pregătirea campaniei din 2016. Ne-am întâlnit ieri cu toți primarii în exercițiu. Am purtat o discuție de la om la om, în sensul de a clarifica lucrurile privind candidaturile pentru 2016. Pot să spun că majoritatea și-au manifestat dorința, intenția de a candida în continuare. Socialdemocrații încearcă să se reorienteze și la Motru, acolo unde Dorin Hanu nu va mai candida pentru încă un mandat de primar. Domnul Hanu în continuare și-a menținut poziția de a nu mai candida. El rămâne însă președintele organizației municipale Motru PSD. Se preocupă de a găsi candidații pe care să-i supunem într-adevăr unui sondaj și în urma acelui sondaj să desemnăm candidatul care vom merge la alegerile locale de la municipiul Motru și trebuie să le câștigăm. Camelia Craibani are cele mai mari șanse de a candida pentru primăria Motru din partea socialdemocraților.